Bun, am discutat și despre case when. Urmează să vedem if null. Tocmai de asta am pus și aceste coloane, first name și last name. Avem aici două rânduri care sunt nule. Și asta ce face, o să scot acest case when de aici și o să las doar first name și last name. Da? În partea de jos, stați așa să-l formatez un pic, ok. Iar aici pot să-i zic dacă if null, așa. Dacă if null first name, ca al doilea parametru îi spun ce să-mi afișeze în, nu știu, în coloana respectivă. Să spunem nu există, da? La fel pot să fac și pentru acesta. If null, last name, nu există. Și atunci, ori de câte ori îmi găsește în baza de date o intrare, mă rog, o valoare nulă, îmi va spune că nu există. De ce este important acest if null? Să spunem că vrem să facem un average pe o coloană. Dacă pe acea coloană, la un moment dat, valoarea este nulă, noi am vrea să o înlocuim cu 0, adică, nu știu, e numărul de comenzi sau numărul de orice, noi o înlocuim cu 0. Deci dacă aș avea aici undeva sales și am 1, 2, 3, 4, 5, dacă n-a plasat clientul respectiv nicio comandă, valoarea o să fie nulă sau e posibil să fie nulă, pentru că putem să o punem default. Dar atunci ar trebui să punem, adică dacă o avem default și se pune cu 0, dar ce se întâmplă în cazul în care, nu știu, uităm să punem default? Atunci o tratăm din query și înlocuim acea valoare nulă cu 0 ca să putem să o adăugăm, să o luăm în calcul la average sau la sumă sau la orice altceva. Da? Deci e o funcție simplă acest if null, dar este foarte importantă de reținut și vă va ajuta destul de mult. Puteți să vă jucați cu ea și să o testați. La fel, normal ca orice altă funcție, ați avea nevoie de un alias totuși ca să nu vă apară așa.